biserică și bine ați venit la Casa lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți plin de bucurie să ducem închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, să punem palmele noastre, ființele noastre și să lăudăm pe Dumnezeu. Tot mai aproape de tine.
întunericul nu mai domnește, a luminii împărat a triumfat. Tu vei domni în veci, Iisuse, Tu ești regele meu, Tu ești regele meu. Iisus domnește în veci, domnește în veci de veci, peste viața mea și peste univers, nimeni ca tine nu. Iisus domnește în veci de veci. Pe cruce, pe cruce ți-ai sfârșit lucrarea, Doamne, viața ți-ai dat, viață-mi da. Și acum iertați, putem să spunem, Tu ești Fiul Domnului meu, doar ție-ți cântăm. Iisus domnește în veci, domnește în veci de veci, peste viața mea și peste univers, nimeni ca tine.
Mă
oceanele dar scumeca. În brațul tău mă odihnesc și nu mă tem, eu sunt al tău, iar tu al meu. Oh, oh, iar tu al meu. Oh, oh, și credința este o convingere privire la lucrurile în care sperăm, o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Prin credință înțelegem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu așa încât ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Prin credință i-a adus Abelui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a lui Cain și prin aceasta a primit mărturia că este drept, deoarece Dumnezeu a mărturisit despre darurile lui. Și deși este mort, prin credința sa încă vorbește. Și textul continuă și ne vorbește de mai mulți oameni care au avut credință în el. Dar haideți în dimineața asta să ne întrebăm sincer ce anume a menționat Dumnezeu despre noi, despre credința noastră. Cum arată ea? Este o credință moartă, circumstanțială sau totală? Reușim să vedem poate dincolo de diagnostic? Reușim să vedem dincolo de un munte de probleme sau de o etichetă a oamenilor? Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar oare când ne-am gândit ultima oară că inversul, adică a nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt, este păcat și să-l tratăm ca atare? Haideți să ne cercetăm în rugăciunea cine stă înainte. Să spunem: Doamne, Tu știi credința mea, Tu știi lipsa mea de credință și haideți să lucrăm pe El să ne schimbe. Doamne, noi suntem acei pe care îi chem să ieșim din barcă. Noi suntem apostolii tăi care, la care le spui: pune un pas pe apă și încrede-te în mine. Pune un pas pe apă și nu te baza pe regulile pământului acestea. Pune un pas pe apă, a ceea ce tu crezi că poate este imposibil, ceea ce inima ta încă nu poate vede, pentru că suntem limitați. Tu ne chem, Doamne, să te apucăm de mână și să te strângem tare, nu să-ți luăm doar un deget. Tu ne chem să mergem peste apă și de mână cu tine, nu singuri, ci de mână cu tine, strângi tare. Doamne, îți cerem credință în această dimineață, Doamne, este un dar de la tine. Doamne, Tată, crește în noi credința, crește în noi bucuria de a putea credea. Doamne, ajută-ne ca noi care ne numim frați să putem să ne încurajăm în credință unul pe altul și să nu ne fie teamă de a rosti cuvântul Tău care este adevărat și are putere. Doamne, îți cerem miracoli, îți cerem ca Tu să lucrezi, îți cerem
mai mult decât noi vedem, pentru că noi nu avem atributele tale, dar prin credință tu ne faci descoperit lucrurile care încă nu le înțelegem. Te iubim și prin credință ne apropiem de tine, Doamne. În această săptămână, biserica noastră știu că trece printr-o încercare și o familie foarte dragă noastră, bisericii și chiar mie, o prietenă foarte apropiată, trece printr-o încercare cu bebelușul ei mic. Și în timp ce mă pregăteam pentru acest program, ascultam piesa care urmează să o cântăm acum și am ascultat-o în varianta originală de la Zach Williams, care merge în închisori să cânte acolo cu cei care se află acolo. Și inima mea și cred că și a prietenilor mei a fost destul de apăsată. Dar când am ascultat această piesă, Dumnezeu mi-a vorbit și a zis că, hei, este ok să-ți iei un timp în care să gelești, dar trebuie să găsești speranță. În mine găsești odihnă, dar în mine găsești și speranță. Și vreau să vă invit să cântăm această piesă și să aduci inima ta, care încă nu este sigură de unele lucruri, care nu înțelege, dar cu credință să crezi că El poate vindeca, El îți aduce salvare. Atunci când nu vezi un drum, El efectiv te pregătește. Așa că haideți să cântăm împreună în bucurie și în credință că Domnul nostru ne vede. Haideți să cântăm. Când vezi că drumul tău nu duce nicăieri, când șoapte vechi îți spun că nu mai poți să speri, dacă simți un gol în suflet și ți-e greu, nu descuraja, nu descuraja. Durerea ta poate să o aline, când rătăcești, El e lângă tine. Vrei libertate, salvare, El îți dă eliberare. Lanțul greu, mâna Lui zdrobește. În noaptea
care vrea să te lege. Cred că suntem binecuvântați în prezența lui Hristos. Vă invit să ocupăm locurile și mulțumesc echipei de închinare care a reușit și ne pune pe Hristos în fața noastră, ne-l pune aproape. Și acolo vreau să merg și eu, să fiu totdeauna aproape de Hristos, indiferent de poverile pe care cel rău ni le pune în cale, în inimă, în gândurile noastre. Nu sunt mituri, nu sunt basme. Să știți că în prezența lui Hristos este libertate. Și de aceea mă bucur nespus de mult că și credința despre care spunea Cătă și despre care vorbea, lui Avram i s-a socotit neprihănire, a fost socotit prietenul lui Hristos, fiindcă a avut o credință, îmi permit să spun lucrul ăsta, naivă. Dacă Hristos spune ceva, lucrul care mă duce cel mai aproape de el este să-l iau pe cuvânt și să-l cred ca un copil cum își crede tatăl, că îi promite că îl duce la înghețată, în alte cuvinte. Okay? Asta ne va face o biserică puternică. Da, trecem prin încercări, da, auzim de probleme, da, auzim de încercări, da, suntem încercați, dar mâna lui Hristos în viața noastră este mult mai puternică decât puterea celui rău. Și aș dori câteva lucruri să împărtășesc pentru săptămâna care ne stă în față, dar nu înainte ca să vă salut pe cei care sunteți online sau poate chiar pentru cei care sunteți de prima dată la Betel. Oare este cineva în dimineața aceasta care este pentru prima dată la Betel? Dacă da, te rog pentru puțin timp să te ridici, oriunde ai fi, scurt să te ridici ca să te vedem, fii binecuvântat, suflet drag, și acolo în spate. Bine ai venit la Betel, cred că este mama lui Naomi, aici unde sunteți, fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ok, mergem mai departe, pentru cei care doriți să spuneți ceva bisericii, ca îndemn pentru rugăciune sau chiar ca mulțumire pentru un lucru care Dumnezeu l-a făcut în viața voastră, avem acele formulare, deși există și ele în scris, le vei găsi pe spătarul scaunului din fața ta, dacă nu l-ai acoperit cu geanta sau cu geaca ta, poți să-l scanezi și dacă l-ai scanat, poți să scrii acolo, am nevoie de rugăciune pentru examen, am nevoie de rugăciune, sunt ispitit în credința mea. Sau îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat de, sau îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea cu privire la. Fă lucrul acesta, folosește acest formular, fiindcă noi luăm, îl citim, ne uităm peste el, iar miercuri la rugăciune, stăm în rugăciune pentru motivele pe care le-ai notat aici, pentru lucrurile care s-au scris. Deci, miercuri, la ora 19, vă invit pe toți la rugăciune. E un timp de închinare, de cântare, dar și de rugăciune. Îmi place când suntem aici, miercurea în cerc, când este un timp mai intim și Dumnezeu lucrează printre noi. Da, săptămâna în care intrăm, reluăm cu motoarele pornite. Băieții știu ce înseamnă să fii într-a întâia, cu ambreiajul călcat și să turezi motorul. Așa vrem să pornim și cu grupele de casă. Grupele de casă, pentru cei care poate n-ați mai fost sau sunteți noi la Betel, pentru noi înseamnă mestecăm încă o dată mesajul, cuvântul, hrana pe care Dumnezeu ne-a dat-o duminică, mâncăm împreună, avem părtășie, ne cunoaștem mai bine, ne modelăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și astfel experiența anilor trecuți au fost că biserica a crescut, oamenii au fost păstoriți. Poate spui, sunt nou, pe mine cine mă bagă în seamă? Vino la un grup de casă. Acolo este un lider, un co-lider, acolo este părtășie. Și pentru cei care sunteți la grupe de casă, apreciați-le. Să știți că sunt mulți oameni care suferă în afară, fiindcă nimeni nu-i caută, nimeni nu-i păstorește. Și iau cuvântul lui Dumnezeu și ar fi suficient, dar lipsește deseori părtășia unde ne încurajăm unii pe alții. Ok, small groups, adică grupe mici, încep weekendul care vine, luați legătura și unele modificări s-au făcut, fiindcă biserica crește, are o dinamică foarte bună și unii aveți mai mulți oameni și aici ne rugăm și pentru lideri puternici, lideri de casă în anul nou în care intrăm. Mai apoi, un anunț important pentru 18 octombrie. Aici vom avea un grup foarte fain de la Arad și anume vreo 30 de oameni vor veni aici. Vom avea un worship night, adică un timp de închinare
în care va fi cu noi și fratele Cristi Barbosu, el va avea cuvântul, el va pleca însă mai departe, dar echipa, mare parte din echipă rămâne aici și vor fi și în duminica care urmează. Așa că 18 octombrie, ora 19, cheamă-ți colegi, cheamă prieteni, fii și tu prezent, fii conectat la acest eveniment super fain. Mai un lucru care vi-l spun în prealabil, vrem și anul în care intrăm, în 2025, să avem conferința bisericii. Experiența anilor trecut ne-a adus multă zidire, de data asta vom fi probabil mai mulți. Vă spun lucrul acesta din prealabil ca să știți să vă pregătiți concediile. Este ultimul weekend din vacanța de Rusalii din 2025, asta înseamnă undeva 19 până 22 iunie. Să vă țineți liber pentru această conferință, va fi ceva super fain. Suntem așteptați acolo de oameni care țin la noi, la care am mai fost. Da. Și mai un anunț intern pentru cei care aveți copii. Vă rugăm frumos pentru timpul acesta în care suntem încă în construcție, să nu-i lăsați singuri în sala de jos, sunt obiecte la care se pot tăia, la care se pot răni. Vă rugăm pentru cei care aveți copii să nu-i lăsați în sala de jos, am fost atenționat la aceasta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți faini, o biserică vie, ne bucurăm la acest început și aș dori să avem timpul nostru de închinare cu darurile noastre de bunăvoie și să pregătim totodată inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ultima stație din cele 7 stații ale rutei poștale romane regale, biserica din Laodicea. Observați că în timp ce citim și studiem prima carte care vorbește într-un fel explicit despre recapitulare, despre ceea ce are să vină într-un mod metaforic, o carte care e ca un contur final al întregii Scripturi, prima carte pe care lumea o consideră o carte a sfârșitului, în timp ce noi studiem lucrurile astea, lumea prinde contur în evenimente. Apocalipsa Domnului Iisus din Matei 24 spune că atunci când
cu Evanghelia aceasta mântuirii va fi propovăduită la toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Veți auzi de vești de războaie, revărsări de ape, cu tremure, pe alocuri vor fi ciumi. Ceea ce noi vedem astăzi este într-un fel o împlinire a profeției pe care Domnul Iisus o făcea. Există o interpretare a modului în care cele șapte biserici urmează unele după celelalte și această interpretare spune că de fapt cele șapte biserici, primele trei capitole, reprezintă o istorie a evoluției bisericii. Nu sunt neapărat adeptul acestei teorii, dar cu siguranță biserica din Laodiceea și mesajul Domnului către biserica din Laodiceea conține aspecte care ne vorbesc într-un mod foarte clar nouă astăzi. Creștinii care trăim într-o societate evoluată, într-o societate dezvoltată, într-o societate care într-un fel duce mai departe idealurile din Sodoma și Gomora, dezvoltare și confort. Mai mult de atât, stricăciune, hedonism, ideologia LGBTQ pătrunde în biserică. Când veți vedea urăciunea pustirii, săptămâna asta, unul dintre lideri, unul dintre cei mai importanți lideri evanghelici, de fapt nu săptămâna asta, săptămâna trecută, dar săptămâna asta, scandalul a izbucnit în media, a căzut. Imoralitatea pătrunde acolo unde nu trebuia să fie. Și te întreb, ce este de făcut? La cine să te mai uiți? Care sunt acele repere, stelele, după care te ghidezi? Vă aduceți aminte în cartea Daniel, coada lui Balaurul a tras o parte dintre stele. Înțelepții vor cădea, unii răpuși de jaf și unii o jafui spiritual. Ei bine, vreau ca în introducere să vorbesc despre un om care era într-un loc de influență, într-o cetate. Avea un loc în care putea să influențeze și totuși n-a făcut-o. Dacă te uiți în Genesa capitolul 19, îl vezi pe Lot când au ajuns cei doi îngeri la Sodoma seara, versetul 1. Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi le-a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula dis de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea pe uliță. Un lucru normal, într-un fel, în antichitate, să fii ca și comerciant, noaptea să-ți pui cortul și să stai acolo, dacă cetatea era păzită de un zid de apărare, dar dacă nu, era un pericol. Și prin încăpățânarea îngerilor, ei vor să scoată în evidență decăderea și depravarea în care a ajuns cetatea Sodoma. Lot, noi o să dormim pe ulță și tu ar trebui să-ți dai seama ce înseamnă asta. Tu știi ce ni se poate întâmpla aici. Lot ședea la poarta cetății. În antichitate, poarta cetății funcționa ca o piață. Dar nu numai ca o piață. Acolo erau instituțiile. Ultimii care rămâneau acolo erau judecătorii care judecau cazurile. Cu alte cuvinte, la poarta cetății Sodoma însemna într-un fel în conducerea cetății. Lot era într-un loc de influență, era acceptat de comunitatea din Sodoma, ba chiar făcea afaceri cu ea. Însă, asta e problema, oameni buni, să fii într-un loc de influență și să nu influențezi. Să fii într-un loc în care trebuie să ai impact și să nu ai impact. Să refuzi să rodești. Să refuzi să ai o influență în societate, în jurul tău. Însă fii în locul cu influență, dar să nu aduci influență. Asta a fost una din problemele mari ale lui Lot. Dar nu numai a lui. Bisericile din Colose și Laodiceea. Două biserici apropiate unele de celelalte. De altfel, Pavel, când scrie epistola către Coloseni, cere în mod explicit ca această epistolă să fie citită în biserica din Laodiceea. Cele două biserici erau într-o zonă de influență puternică. Însă fii atent. Se lasă influențate de exterior. Așa cum biserica de astăzi se lasă influențată de exterior. Suntem în locul cu influență, dar nu influențăm, ci ne lăsăm influențați.
Ce se întâmplă cu sarea pământului care își pierde gustul? Este aruncată în foc. În Coloseni, dacă citești atent și ca să înțelegi mesajul bisericii, epistola Domnului Iisus către biserica din Laodicea, din cartea Apocalipsa, este bine să treci prin această epistolă către Coloseni. Și vei vedea acolo trei aspecte problematice. În primul rând, oamenii ăștia puneau accent mai mult pe cunoaștere, nu pe practică, gnosticismul. Să cunoști, să pui accent pe acea cunoaștere magică care aduce eliberare. Da? Există o cunoaștere care aduce pacea. Domnul Iisus o spune către Ierusalim. Dar cunoașterea fără practică, să-L cunoști pe Hristos, dar să nu ai o relație cu El, e o problemă. Râvna fără pocăință e o problemă. Apoi, o altă problemă în biserica din Colose era iudaismul legalism. Pavel, când se adresează acestei biserici, vorbește despre lucruri de exterior. Oameni care puneau accent pe diete, pe felul de îmbrăcăminte, pe ținerea sărbătorilor, dar inima rămânea netăiată împrejur. Toate lucrurile care sunt în exterior, care dau, care se văd, sunt importante, spuneau ei. Mai puțin o inimă tăiată împrejur. Și Pavel vorbește în mod explicit despre Hristos. Și o altă problemă care o aveau ei, nu recunoșteau 100% divinitatea și plinătatea lui Hristos. De aceea Pavel se vede nevoit ca să sublinieze lucrul ăsta, să vorbească despre atotsuficiența lui Hristos, despre faptul că mântuirea este în Hristos, că schimbarea este posibilă doar prin Hristos. Și ritmul ăsta în Coloseni sună în felul următor, că și toată plinătatea lui Dumnezeu a binevoit să locuiască în El. Coloseni 1:19, Coloseni 2:9, căci în El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii în trup. Și sunteți desăvârșiți în El, care este capul oricărei domnii și puteri. Vine ca un ritm sloganul ăsta la Pavel către biserica din Coloseni și la Laodicea. Biserica asta avea o problemă cu divinitatea lui Hristos. Și Pavel combate în această epistolă și cultul închinării la îngeri. Ei, câțiva ani mai târziu, când Domnul se adresează acestei biserici, observ că niște probleme nu sunt rezolvate 100%. Încă persistă niște probleme. Și v-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți de ce, atunci când Domnul Iisus se prezintă acestei biserici, folosește o carte de vizită. Deschideți împreună cu mine la Apocalipsa capitolul 3 și citim de la versetul 14 până la capăt. Îngerului bisericii din Laodicea, îngerului, conducătorului, din epistola lui Pavel către Coloseni, știm că Epafras, acum când citim această epistolă, oamenii ăștia sunt de mulți morți, dar sunt alături de Domnul. Când s-a scris această epistolă, Epafras probabil era încă închis, în închisoare. Îngerul lui bisericii, conducătorul acestei biserici, era Arhip, care a fost martirizat. Îngerul lui bisericii din Laodicea spune: iată ce zice cel ce este Amin, sfârșitul, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, cel care știe totul, cel prin care Ioan spune că s-au creat toate lucrurile. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, o dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustu și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Și acum un verset de aur care toată lumea ar trebui să știe. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cunoașteți istoria acelei picturi renascentiste cu domnul care bate la ușă, dar ușa n-are niciun mâner. Și pictorul lui s-a atras atenția: hei, ai uitat un detaliu, tabloul ăsta e foarte frumos, dar n-are clanță. Și pictorul ăsta a spus, intenționat l-am desenat așa, pentru că clanța este pe dinăuntru.
ușa asta se poate deschide doar pe dinăuntru. Observă și verbul pe care folosește Hristos, te sfătuiesc, nu te constrâng. Te sfătuiesc să cumperi. Sfatul meu este ăsta, îți spun înainte binele și răul. Dacă nu am să te vărs din gura mea, voi cina la el, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit. Și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce le zice bisericilor Duhul. Amin. Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Iisus, ca și biserică, stăm în prezența cuvântului Tău și Te rugăm să-L așezi în inima noastră. Doamne, nu vrem să fim acei creștini care se complac cu starea de căldicel, ci am vrea să fim în clocot. Am vrea ca să aducem o mireasmă acestei lumi. Doamne, Te rog să scoți din inima noastră toate lucrurile care nu bat pentru Tine. Toate lucrurile care nu-Ți aduc slavă Ție. Dorim ca să intri în inima noastră în această dimineață și să faci curățenie. Dorim-o, Doamne, ca să restaurezi valorile noastre. Dorim ca să restaurezi viziunea noastră. Dorim ca să restaurezi virtuțile noastre. Toate acestea sunt posibile prin prezența Ta în viața noastră. De aceea ne agățăm de această promisiune, una dintre cele mai mari promisiuni, că mireasa Ta va fi ridicată în slavă acolo. Și într-o zi vei răscumpăra natura, vei răscumpăra pe cei care vor birui lupta cu ispita. Vrem să fim printre cei biruitori. Doamne, ajută-ne, în numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Probabil că mulți vă întrebați de ce trebuie să facem această incursiune în locurile în care s-a petrecut acțiunea, pentru că, într-un fel, înțelegând acele locuri, înțelegând cultura vremii, înțelegi mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de această hartă în Grecia și Turcia, vestul Turciei de astăzi, Asia Mică din Antichitate, cele 7 biserici cu influență. 7 biserici care erau în 7 orașe, într-un fel importante. 2 dintre ele mici, orașe mai mici, Smirna și Filadelfia. Orașe mai sărace, mai neimportante pe această rută, dar importante în ochii lui Dumnezeu. Celelalte orașe, Efesul, cel mai important, capitala regiunii, într-un fel, apoi Pergamul, și el a ajuns o capitală de regiune, în cele din urmă Laodiceea. Laodiceea, vreau să vă povestesc câteva lucruri despre acest oraș. Era pe varea râului Licus, a fost înființată de un rege, Antiohus al doilea, care avea o soție pe nume Laodiceea, de acolo îi se trage numele. E bine, orașul ăsta era un oraș bogat, s-a dezvoltat și a crescut foarte mult. Avea legi care protejau evrei, date de Cir cel Mare. Romanii au păstrat legile, nu le-au schimbat, nu s-au atins. Orașul ăsta trimitea anual cel puțin 7 kg de aur către templul din Ierusalim. Era bogat și vreau să vă spun că avea bănci. Istoria băncilor începe în antichitatea timpurie. Și orașul ăsta avea depozite monetare. La un moment dat, când orașul este distrus de un cutremur, Nero vrea să-l reconstruiască și trimite bani, însă orașul refuză ajutorul roman și de acolo a rămas un dicton foarte cunoscut. Suntem bogați, nu avem nevoie de nimic, nu ne trebuie ajutorul roman, ne descurcăm singuri. Așa au și făcut, l-au reconstruit. Orașul ăsta era un oraș destul de sigur. Cicero și-a depozitat avere aici. Vă mai spun încă două lucruri despre orașul ăsta. Orașul ăsta avea celebrele, cunoscutele băi termale. Un oraș însă care primește ultimă șansă. Când scrisoarea asta a circulat la toate bisericile, ei știau, cei din Laodiceea, că ei sunt ultima stație. Deja știau, erau cu sufletul la gură și așteptau, nouă, ce ne va spune Dumnezeu? Noi suntem un oraș fain, un oraș prosper, un oraș bun. Nouă, ce ne va spune scrisoarea asta? Un oraș frumos.
de la izvoarele din munții care se văd acolo în spate, de la Hierapolis, și de la Colose se aduceau apele fierbinți și apele reci. Însă ele veneau pe apeducte. Când ajungeau la Laodiceea, apa termală care era fierbinte în izvor ajungea să fie călduță. Apa care venea din izvoarele reci, prin aceste apeducte, când ajungea la Laodiceea, nu mai era rece. Era și ea tot călduță. Înțelegi ideea de aici? Acolo vezi undeva una din clădirile acelea frumoase. Asta este o perspectivă a orașului. Uite, chiar asta de aici era una din clădirile cu băile publice din Laodiceea, cu apă călduță, în care oamenii făceau baie. Nu numai că făceau baie, erau considerate ape cu efect terapeutic. În Laodiceea exista una dintre cele mai cunoscute școli de medicină. La fel ca și în Pergam, în Laodiceea, Asclepios era una dintre zeitățile principale ale orașului. Dacă vă aduceți aminte, acel șarpe care este pe emblema celor mai multe farmacii este reprezentarea zeului medicinei Asclepios. Și tot aici, orașul ăsta a devenit capitala Frigiei, aici a fost descoperită și inventată pudra frigiană, acel praf care amestecat cu apă sau cu ulei devenea alifia pentru ochi. Aici erau tratate bolile de ochi. Dar tot aici era și o biserică și foarte interesant că la Laodiceea este unul dintre puținele locuri în care apare emblema asta a creștinismului, crucea care stă pe menora, pe sfeșnic. Pentru că cei din Laodiceea spuneau creștinismul a venit pe fundament iudaic. Deși biserica asta era o biserică preponderentă dintre neamuri, era condusă și în această biserică erau și evrei. Și evrei, dragii mei, dețineau finanțele acestui oraș. Pentru că acest oraș avea o puternică influență în Imperiul Roman, evrei aveau dețineau afaceri care aveau efect în întregul Imperiu Roman. Așa făceau evreii întotdeauna. Dețineau afacerile monetare care ajungeau să domine Imperiul și când ajungeau prea puternici, urmau edicte de persecuție. Așa s-a întâmplat și acum 80 de ani. De fapt, asta a fost una dintre problemele lor. Erau puternici, dețineau mult și oamenii deveneau invidioși. Așa a lăsat Dumnezeu, ca poporul ăsta să se descurce în acest capitol. Iar tot la Laodiceea, în anul 367, a fost recunoscut canonul Noului Testament în afară de Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa n-a fost inclusă atunci, dar în acel canon a fost scoasă Cartea lui Enoch. Creștinii primelor trei secole aveau în Biblia lor și Cartea lui Enoch. Iar în anul 425, tot la Laodiceea, este inclusă Cartea Apocalipsei în canonul Noului Testament. Atât cu istoria. Dacă am scăpat de faza asta, sunt safe. Dar văzând tabloul orașului, îți dai seama mai bine de conținutul acestui mesaj. Și așa cum v-ați obișnuit, structura mesajului lui Hristos este aceeași ca și la celelalte biserici. Este o prezentare în care se prezintă autorul. Vedeți, cartea de vizită a lui Hristos este diferită de celelalte biserici. Este prezentat destinatarul, cui se adresează, problemele, faptele bune ale destinatarului, provocarea, apoi urmează o mustrare, rezolvarea problemei și promisiuni. Tot așa este și în această epistolă. Ei bine, aici Hristos vorbește într-un mod metaforic. Prezintă problema într-un mod metaforic. Uitați-vă puțin la text. Că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Aici este prezentată problema și consecința. Problema pe ansamblu, metaforic și consecința. Unde era biserica Laodiceea când Hristos adresează acest mesaj în gura lui Dumnezeu, adică Dumnezeu vorbea și lucra prin ea. Dar ca să înțelegi, există un moment, există o degradare care dacă nu este corectată, dacă nu lași pe Duhul Sfânt
să schimbe lucrurile în viața ta, există vărsare. Mântuirea nu se poate pierde, dar se poate abandona. Și asta e o problemă a creștinilor. Iar mai apoi există argumentarea deciziei divine a lui Dumnezeu. Și foarte interesant că Hristos folosește citatele bisericii pentru că zici, adică vine cu vorbele bisericii. Tu spui asta, fii atent ce spui. Ești căldicel pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dacă te uiți atent, aici sunt 7 aspecte. În loc de 7 fapte bune, 7 reproșuri. La Efes, Hristos vine cu un reproș, dar înainte e precedat de 7 fapte bune. Aici, nu e nicio faptă bună. Aici sunt 7 reproșuri și vreau să te uiți atent. 7 reproșuri pe care Hristos le prezintă. Ele nu sunt cauzele, ele sunt efectele problemei. Și în această epistolă sunt arătate cauzele, efectele și promisiunile. Și Hristos o redactează în felul următor. Efectele nepocăinței, efectele pocăinței. Iar la sfârșit este prezentată cauza, problema de fond. Dar hai să ne uităm și să le luăm pe rând. 7 probleme. 7 probleme ale bisericii din Laodicea. Oare sunt și problemele noastre? Oare Dumnezeu ne comunică și nouă ceva prin ele? În primul rând, biserica asta spune, nu duc lipsă de nimic. Nu duc lipsă de nimic. Și ce înseamnă asta? Autosuficiență. Laodicea este acea biserică autosuficientă. N-am nevoie de nimic. Vorbește mult despre ea. Nu vorbește despre Hristos, nu vorbește despre Harul lui Dumnezeu. Acolo nu-i prezent cuvântul. Ea este autosuficientă. Nu are nevoie de nimic. Ceea ce are, e suficient. Are bani. Are bogății. Are averi. M-am îmbogățit. Nu duc lipsă de nimic. Creștinul autosuficient care nu mai are nevoie să crească este creștinul care e în locul cel mai nenorocit, dacă vrei. Lui nu mai poți să-i vestești nimic, lui nu mai ai ce să-i spui, el nu mai are ce să audă, Scriptura o cunoaște destul. Nu duc lipsă de nimic. E greu să-i convingi pe pocăiți de starea lor. Și mai ales, e greu să le spui de vărsarea din gura Domnului. Pentru că te vor îndepărta. Du-te de aici cu învățăturile astea. Ei, dacă nu te pocăiești, asta urmează. Autosuficiența e drumul spre iad. Omule bun, astăzi trebuie să înțelegi că eu și cu tine suntem dependenți pe viață de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu, de comunitatea lui Dumnezeu. Autosuficiența te va duce în infern. E indiferență. A doua problemă este în felul următor, sună în felul următor, este neștiința. Uite-o marcată cu violet. Zici, dar nu știi. Nu știi. Nu știi. Imagine deformată, necunoaștere despre propria stare. Impresia că dacă ești bogat, e tot ok. E Dumnezeu cu tine pentru că ai destui bani în cont. E Dumnezeu cu tine pentru că și ceea ce faci e bine, pentru că, uite, o duci bine. Asta înseamnă uneori încrederea în lucrurile materiale, alteori poate să însemne încrederea doar în rațiune. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Aur curățit prin foc înseamnă un aur testat în încercări. Problema este că atunci când treci prin încercări, iasă la iveală lucrurile care sunt acolo. Încredere în rațiune și credința lipsește. Laodicea ești neștiutoare. Și acum vin niște vorbe care Hristos le folosește, cuvinte grele, ai spune insulte. Nu știi că ești ticălos. Știi că ai problema aici. Începi să vezi problema. Începi să vezi rădăcina problemei.
o inimă în care Hristos nu locuiește, adică nu numai că eu cunosc ceea ce Hristos mi-a cerut, dar și cred și mă asum și împlinesc, asta înseamnă inima în care Hristos trăiește. O inimă în care Hristos nu este Domnul, întotdeauna este o inimă care naște gânduri rele, distanță, mândrie, critică, neiertare. Neiertare. N-am nevoie de nimeni. Mi bine. N-am nevoie nici de Domnul dacă mă mustră, dar eu mustru pe cine? Iubesc, spune Domnul, exact în scrisoarea asta. Acum foarte multe surori și foarte mulți frați se bucură că au găsit versetul care le lipsea. Dacă Domnul mustră și pedepsește pe cine iubește, eu de ce să nu fac o excepție? Îmi arăt și eu dragostea la fel, față de cei din jurul meu. Nu. Asta este atributul care este doar a Domnului. Eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc, spune Domnul. E bine, biserica asta, bisericii ăstea îi spune că e ticăloasă. De ce? Pentru că într-o inimă care nu este Hristos, n-are cum să fie pace, bucurie, dragoste, bunătate, roada Duhului dimpotrivă. Și acolo vezi ceea ce rezultă când Hristos este în inima ta, când Duhul Sfânt este locatarul principal al inimii tale. N-am nevoie de nimic. Frank Sinatra a compus două imnuri ale narcisiștilor, ale oamenilor care sunt autosuficienți. Mi-am trăit viața mea, am trăit-o cum am vrut, nu dau socoteală la nimeni, am făcut ce am vrut, ceea ce am decis eu este bine, se apropie sfârșitul, nu regret nimic. Un cântec care i-a dus în rătăcire pe mulți. Oameni buni, cultura din afară ne influențează. Noi ar trebui să influențăm cultura și să aibă un alt gust prezența noastră aici. Următoarea caracteristică, nenorocit. Cea mai nenorocită fază este să fii în prezența lui Dumnezeu, să auzi glasul lui Dumnezeu, dar să rămâi indiferent. Sodoma trăia într-o liniște nepăsătoare în bunăstarea ei, spune Ezechiel în 16:49. Deși cuvântul lui Dumnezeu avertizează, deși acolo este un om care vorbește, deși acolo este un om care trebuia să aibă efect în Sodoma, se complace, începe să facă afaceri cu sodomiții. La fel la Odiseea, este acolo unde trebuia să fie, trebuia să influențeze și Hristos vorbește în termeni de business, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Dar în Amos 6:1, starea de căldicel este definită ca starea în care îți pierzi sensibilitatea la șoapta Duhului Sfânt. În cuvântul lui Dumnezeu nu te mai influențează pentru că te-ai împietrit. Să pleci mai rău decât ai venit, în loc să pleci schimbat, să pleci de aici neschimbat. Pavel le spune corintenilor, ba încă vă faceți, cum? Mai răi. La cina Domnului tu să te faci mai rău. Nici pe tine nu te ajuți și nici pe alții. Asta înseamnă să fii nenorocit. Asta înseamnă să fii nenorocit. Dumnezeu să-ți vorbească, iar tu să rămâi insensibil. Asta este o nenorocire. În realitate, biserica din Laodicea era săracă. Sărac. Încredere în noi, în forțele noastre, dar puțină încredere în Domnul. Sărăcie. Când ai o provocare în viață, acolo vezi care este capitalul tău de credință. Ce avere ai cu adevărat în inima ta? La început, încep reproșurile. La început, cauți vinovații. La început, mereu, te uiți de ce ești acolo, începi să arunci vina pe ceilalți. Asta face o inimă fără Hristos. Începi să cauți vinovații și responsabilii. Biserica Laodicea era o biserică cu oameni care nu își asumau starea în care erau. Mereu erau alții de vină pentru locul în care erau ei. Iar Hristos nu era Domnul. Asta înseamnă să fii sărac în credință. Să fii cu adevărat sărac.
atunci când vine încercarea peste tine, când vin provocările, când vine mandat, tu să tremuri și să te vezi gol. Orb! Să nu vezi importanța a persoanei Domnului Iisus. Să nu vezi că este important ca tot ceea ce a spus Hristos trebuie să rezoneze cu inima ta, cu rațiunea ta, cu gândurile tale. Să nu-ți asumi lucrurile astea. Hristos e prietenul meu. Doamne, să mai vii pe la noi. Te așteptăm cu drag. Asta e atitudinea noastră. Dar acum îți jos, lasă-mă puțin că trebuie să-mi revin. Omule drag, fără Hristos nu o să faci nimic în viața asta. Dacă crezi că prin puterile tale vei face ceva, ești orb. Să negi soluția de la Dumnezeu, pocăința care înseamnă regret, mărturisire și abandonul păcatului. Să crezi că în gura Domnului rămâi oricum. Asta e orbire. Uită-te în trecut. Minciuna este că am făcut totul prin puterile mele. Să te uiți în prezent. Sunt bogat, îți mântuit odată și pentru totdeauna. Iar în viitor rămân pentru totdeauna fără să mă schimb. Omule drag, dacă Iisus nu vine în inima ta, dacă Iisus nu vine în inima mea, suntem pierduți. Dumnezeu o să ne verse din gura Lui. Asta o spune El. Și în ultimul rând, un alt reproș, ești gol. Doar teorie, dar ce vede lumea în practică la tine, și asta e biserica din ziua de astăzi. Cad pastori, cad biserici, ideologia LGBTQ pătrunde în biserici, urciunea pustirii în Viena în anul 2019, episcopul catolic, cred că v-am mai povestit lucrul ăsta, a făcut o întâlnire din asta cu caractere ecumenic, un spectacol cu draci, au fost și sataniști, au adus acolo un oprobiu lui Bafomet, în locul în care nu se cuvenea. Biserica din toate părțile nu a abandonat gnosticismul, închinarea la idoli, închinarea la îngeri. Încă face un proces de cochetare cu lumea, este tot mai imbibată. Dar Dumnezeu nu lasă doar reproșurile. Nu-ți spune doar că ești autosuficient, neștiutor, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, ci vine cu soluția. Și când vine cu soluția, la început sunt prezentate efectele soluției și dați-mi voie să le enumăr și să trecem un pic prin ele, pentru că efectele sunt importante. Te ajută să înțelegi că lucrul ăla simplu, dar decisiv, are efecte asupra mea și asupra ta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și o iau pe prima, aur curățit prin foc. Uite de atent, pe text am subliniat ca să le vezi distincte. Ce înseamnă aur curățit prin foc? În primul rând, efectul unei inimi schimbate este restaurarea, vindecarea valorilor spirituale. Aur înseamnă valoare. Ce este valoros pentru mine și pentru tine? S-ar putea ca ceea ce este valoros pentru tine să nu fie valoare în ochii lui Dumnezeu și asta e o problemă. Să pui accent pe bunăstare, să pui accent mereu pe propășire materială, să te agăți de lucrurile astea, să fie doar siguranța și confortul. Iar Hristos îți spune, ei, astea nu sunt valori în ochii mei. Hai să mă uit la ceea ce a spus Hristos, că este aurul curățit prin foc. În primul rând, vreau să-ți dau 7 exemple de valori despre care Hristos spune că sunt valori. Sunt de aur. Iubirea de Dumnezeu și de aproapele. E o valoare a dragostei, o valoare care bisericii din Efes îi lipsea. Cum îl iubesc pe Dumnezeu? Cum îmi iubesc aproapele? Păi atunci când vine focul încercării, aurul ăsta se cam topește și se duce. Nu mai iubesc pe Dumnezeu, nu mai îmi iubesc aproapele. De obicei, când avem o provocare, căutăm vinovați. Aruncăm cu pietre. Nu mai iubim pe Dumnezeu. Suntem supărați pe Dumnezeu. Ba ne uităm ce le face Dumnezeu altora. Dar Iisus spunea că în aceste două porunci să-ți iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot gândul, cu tot cugetul, cu toată puterea
și să-ți iubești aproapele, să cuprind toate legile și prorocii. Hei, iubirea de aproape, cum stau cu valoarea asta? O altă valoare este blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, spunea Pavel. Iar Domnul Iisus spunea, luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Cum stai cu valoarea asta? Dau exemple de valoare ca să înțelegi că valoarea trebuie restaurată. Când Hristos pătrunde în inima ta, primul efect, și biserica vizionară este o biserică în care există restaurarea valorilor spirituale. Cum stai cu iubirea? Cum stai cu blândețea? Cum stai cu iertarea? Căci dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta și vouă greșelile voastre. În dimineața asta vreau să te întreb dacă iertarea este o valoare a vieții tale. Ai iertat? Sau sunt oameni care trebuie să-ți mai plătească polițe sau sunt oameni care, pe care vei rămâne mereu supărat, dezamăgit? Cum stai cu iertarea în viața ta? Cum stai cu credința? Credința din punct de vedere rațional e nebunie pentru că ea se agață de lucruri care nu se văd. Cum stai cu înflăcărarea ei? Cum o păzești? Cum strângi cuvântul în inima ta ca să nu păcătuiești? Cum stai cu valoarea asta? Dar cum stai cu speranța? Dumnezeu speranței să vă umple de toată bucuria și pacea prin credință, pentru ca să abundați în speranță prin puterea Duhului Sfânt. O traducere mai nouă, Romani 15:13. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Cum stai cu pacea? Căutați pacea și sfințirea fără de care nimeni, fără excepție, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Eu caut adevărul, dar nu mă interesează pacea. Să ai râvnă, dar să n-ai pocăință, sau să ai pocăință, dar fără râvnă, sunt probleme mari. Cum stau cu valorile? Probabil valorile sunt șubrezite, de asta Hristos folosește metafora. Ai nevoie de aur curățit prin foc, testat! Aurul se curățea și se testa prin foc. În încercare se văd valorile. De asta când Hristos pătrunde în inima ta, unul din lucrurile care se întâmplă acolo, când pătrunde cu adevărat, este că valorile încep să fie restaurate și oamenii văd ceva diferit în tine. În afară nu mai ești gol. Un alt lucru, alifie pentru ochi. Știi ce înseamnă asta? Alifie pentru ochi. Dumnezeu îți restaurează viziunea spirituală. Alifia asta uneori trebuie să vii să o iei. Citire, trebuie să vii la comunitatea lui Hristos, trebuie să-L recunoști pe Iisus ca vindecătorul tău, al ochilor tăi spirituali și fizici. Uneori chiar în fața oamenilor, în fața martorilor văzut și nevăzut, să proclami și să revendici teritoriul lui Dumnezeu din viața ta. Și trebuie să o faci. Să știe și iadul și cerul că Hristos este Domnul inimii tale. Amin. Asta înseamnă. Uneori trebuie să vii să iei alifia asta pentru că Hristos vine și ți-o dă, nu ți-o dă cu forța. Te sfătuiesc! Nu te constrâng! Te sfătuiesc! Și apoi viziunea este restaurarea viziunii de viață. Cine am fost eu? Uite unde am fost. Am fost acolo. Unde sunt acum? Și unde mă vrea Domnul? Unde mă vrea Domnul? Domnul te vrea în glorie. Iar aici pe pământ vrea să fii ucenicul care aduce rod. Vrea să fii sarea care nu-și pierde gustul. Te vrea fierbinte sau rece, dar nu căldicel. Apropo, rece nu însemna nepocăit. Fierbinte în clocot nu înseamnă neapărat pasionat pentru Dumnezeu. Amândouă înseamnă pasionat. Înseamnă două temperaturi care fac diferența, care influențează. Rece era bun de băut, clocotit era de asemenea bun. Dar căldicel, e grav, mă complac cu lumea, n-am râvnă, n-am pocăință. În cel de-al treilea rând, uite-te atent, haine albe, ce văd oamenii în exterior? Virtuți. Valori restaurate, viziune, virtuți,
virtute trăită. Biserica din Laodicea nu era o biserică umilă. Nu era o biserică smerită. Am de toate, nu mai trebuie nimic. O virtute care trebuie restaurată în viața noastră este smerenia. Alteori, onestitatea, adevărul, vorbiți aproapelui vostru, adevărul din inimă. Alteori, bunătatea, Galateni 5:22. Uite-te la virtuțile, roadele Duhului Sfânt. De aceea, lăsați-vă de minciună în Efeseni 4:25. Fiecare dintre voi să-i spună aproapele său adevărului. Pentru că suntem mădulare unii altora, adică asta simt. Sunt conectat cu tine. Roada Duhului, Galateni 5:22. Dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, o inimă în care Hristos este Domnul. Nu mai premeditează răzbunări, argumentări, întoarcerea monezii. O inimă în care domnește Hristos este plină de bunătate. Cum stau cu virtutea asta? Pocăința, întoarcerea lui Hristos în inima ta, revenirea la Hristos ca Domn, aduce bunătate. Te face un om bun. Blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este condamnare, spune Pavel. Cum stau cu virtuțile astea? Eu cred că am nevoie de restaurarea virtuților spirituale. Am nevoie de haine albe. În Laodicea se producea acea lână albă și haine de insubțire albe. Acolo era, dacă vrei, casa de modă din Imperiul Roman. Acolo și la Tiatira se produceau haine, la Tiatira roșii, purpură, la Laodicea albe. Și oamenii erau mândri de hainele pe care le purtau. Însă Hristos spune, te sfătuiesc să primești haina albă a neprihăniei. Cum stai cu virtuțile? Stăpânirea de sine, înfrânare. Poate te gândești, în viața mea Domnul a lucrat destul. Eu sunt un om pocăit, îmi dau silința, vin la biserică, citesc cuvântul, mă rog, în fiecare zi. Uită-te puțin la câteva virtuți. Cum stai? Galateni 5:22. Este Duhul Sfânt acolo? Ai dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie? Nu trebuie să faci un tabel și să verifici lucrurile astea. Există un singur lucru care contează. Hristos în inima ta. Hristos în voi, Coloseni. Nădejdea slavei. Lucrul ăsta îl adresa Pavel și către Laodicea. Hristos în noi, nădejdea slavei. Al patrulea lucru pe care pocăința autentică îl determină este restaurarea determinării. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Determinare. Biserica din Laodicea, oamenii călduți, sunt oamenii care într-un fel au pocăință, dar fără râvnă. Cunosc adevărul, dar nu-l aplic. Frate, sunt așa, generația noastră trebuie să moară, îmi spunea un frate din altă biserică, pentru ca lucrurile să se schimbe. Sunt oamenii care n-au niciun chef să facă ceva pentru viața lor spirituală. Provocarea pentru păcătoși și pentru pocăiți. Iată, eu stau la ușă și bat. Auzi cuvântul Domnului. Dacă aude cineva, dacă este interesat, dacă pentru cineva ceea ce spun este important, va deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el, observă că în prima parte a acestui verset, acțiunea e la tine. Tu deschizi ușa, tu îl primești pe Hristos, tu întinzi masa. În urmă, urmează ceea ce Hristos face pentru tine. Dar până atunci, fii disponibil. Fii gata să-i deschizi ușa, pentru că toate lucrurile acestea țin de inimă. Sunt probleme ale inimii. O inimă în care Hristos a intrat ca Domn este o inimă care va genera, va premedita virtuți spirituale. De acolo iasă izvoarele vieții.
O inimă în care Hristos este Domn, este o inimă în care există vindecarea viziunii de viață. Eu știu cine am fost, știu cine sunt, știu unde trebuie să mă duc. O inimă în care Hristos este Domn, este o inimă cu virtuți spirituale. Oamenii văd diferența. Și o inimă în care Hristos este Domn, este o inimă plină de râvnă. Oameni care sunt plini de râvnă. Cum sunt eu? Poate sunt un creștin căldicel astăzi. Poate sunt un creștin care mă mulțumesc cu status vou, cu starea în care sunt. Poate sunt acel creștin care spun, eu sunt ok, frate, n-am nicio problemă. Asta înseamnă autosuficiență. Poate sunt creștinul neștiutor, nu știu efectiv în ce stare sunt. Dar poate sunt acel creștin ticălos, tot timpul caut vinovații, tot timpul am invidie, tot timpul am o amărăciune permanentă în inima mea. Durere. Poate sunt nenorocitul acela care vine aici și nu simte atingerea lui Dumnezeu. Plec la fel cum am venit. Poate sunt sărac. Atunci când trec prin încercare, la iveală, ia să nu mai strigă-te, injuri, ceartă. Poate sunt omul orb, nu mai văd nimic, nu mai știu ce să fac. Poate sunt gol. Pentru tine există cineva care bate la ușa inimii tale, care vrea să-ți aducă vindecare, restaurarea valorilor, restaurarea viziunii, restaurarea virtuților, restaurarea determinării. Toate lucrurile astea iasă dintr-o inimă restaurată. E nevoie de curățenie. Ei bine, lucrurile nu rămân așa. Pentru cei care biruiesc, pentru cei care biruiesc lupta cu clanța înțepenită, există o promisiune. O promisiune foarte îndrăzneață. În prezența Domniei în cer, sunt patru entități, știi? Majoritatea oamenilor se gândesc în felul următor. Fratele meu, dacă ajung în cer undeva, primul pe dreapta, ultimul la capăt, majoritatea oamenilor așa gândesc. Vreau să prind ultimul loc. Dăm voie să spun că locul ăla e deja ocupat. Sunt mulți la coadă. Mulți se bat pentru locul ăla. E ultimul. Și-s mulțumit, frate, mie nu-mi trebuie glorie. Nu asta e viziunea lui Hristos. Viziunea lui Hristos e asta. În prezența Domniei, e Tatăl pe tron. Tatăl îl lasă pe Fiul. Fiul a promis Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt restaurează biserica. Asta e cea mai puternică promisiune pe care Hristos a făcut-o în toată Scriptura. E cea mai îndrăzneață, dacă vrei, avangarda profețiilor. Nici o profeție nu e ca asta. În cer, biserica împărăteasă. Mireasa lui Hristos. Dacă am viziunea restaurată, atunci înțeleg că trebuie să mă port la înălțimea chemării pe care Dumnezeu o are pentru viața mea. Împărăteasa lui Hristos. Mireasa lui Hristos. Trebuie să aducă rod. Aduce rod în viață. Ea nu rămâne oricum. Ea îl primește pe Hristos, iar Hristos îi dă haine albe. Restaurează virtuțile, restaurează valorile, aur curat, curățit prin foc, alivie pentru ochi. Ea vede. Ea nu mai este cum era înainte. Mireasa lui Hristos face o diferență. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, am înțeles că problema bisericii la Odiseea este și problema noastră. În numele Domnului Iisus venim cu inimile noastre. N-avem nimic în viață. Faptele noastre bune sunt ca niște haine murdare înaintea ta. Așa ne spune profetul Isaia. Doamne, inimile noastre sunt ticăloase de multe ori. Premedităm certuri. Premedităm argumente. Ne apărăm punctele de vedere, dar nu vorbim despre tine.
Suntem autosuficienți. Doamne, suntem neștiutori. Suntem ticăloși. Suntem și săraci spiritual. Suntem orbi și goi. Acestea sunt roadele faptului că noi am fost în inima noastră domnii noștri. Până astăzi, vrem ca Tu să intri în inima noastră și să produci o vindecare a valorilor. Doamne, vrem ca să ne restaurezi viziunea. Vrem ca să produci pocăință, ca virtuțile noastre să fie restaurate. Și prin Duhul Tău, determinarea noastră să fie schimbată. Ne-am săturat, Doamne, să fim autosuficienți. Ne-am săturat, Doamne, ca să rămânem neștiutori. Poporul piere din lipsă de cunoștință. Nu-L cunoaște pe Hristos în inimă. Doamne, ne-am săturat de ticăloșie care ne aduce numai durere. Ne-am săturat de sărăcia spirituală care aduce doar deznădejde. Ne-am săturat să fim goi. Ne-am săturat, Doamne, să fim orbi. De aceea Te rugăm ca să vin inima noastră și să restaurezi valorile. Pentru că vrem ca dragostea să fie din abundență în biserica Ta, în familia Ta. Ne este greu să ne iubim aproapele, părinții, copiii, atunci când trecem prin durere, prin încercări. Doamne, iartă-ne! Ne uităm la Tine cu reproș. Doamne, iartă-ne! Lasă pe Hristos să schimbe inima noastră ticăloasă și să restaureze valorile. Doamne, vrem ca prin Duhul Tău cel Sfânt viziunea noastră de viață să fie schimbată, să vedem cu claritate cine am fost, cine suntem prin Hristos și unde vrei Tu să fim. Doamne, recunoaștem că jertfa Domnului Iisus este suficientă pentru iertarea păcatelor noastre. Iar Duhul Tău cel Sfânt poate să producă în dimineața asta o schimbare în inimile noastre. Tu stai la ușă și bați. Doamne, vrem să câștigăm lupta cu mândria în această dimineață și să deschidem ușa ca Tu să intri acolo. Să restaurezi virtuțile și determinarea. Vrem să restaurezi valorile, viziunea, virtuțile și determinarea, voința. Te rugăm să o faci în dimineața asta. Aici, Doamne, sunt oameni care se luptă cu dependențele. Sunt oameni care se luptă cu resentimentele, cu durerea. Sunt oameni care se luptă cu deznădejdea. Sunt oameni care până astăzi au fost autosuficienți, sau alții săraci spiritual. Au puțină putere și au nevoie de putere noi. Te rog să le dai curajul, Doamne, de a face un pas pe Tine, de a deschide inima, ca Tu să intri acolo. Doamne, Te rog să le schimbi inima și Te rog să asculți rugăciunile noastre. În numele Domnului Iisus ne-am rugat, amin. Vreau să ne ridicăm în picioare și să continuăm rugăciunea noastră prin cântare. Iar dacă Domnul ți-a vorbit în dimineața asta și ți-a spus că este timpul să deschizi o ușă pentru El, o ușă a puterii, o ușă a restaurării, te invit să vii în față, lângă prima treaptă și împreună cu presbiterii ne rugăm înaintea Domnului pentru cauza ta. Poate până astăzi ai spus, îmi este suficient, o să câștig războiul ăsta cu forțele mele. N-am nevoie de nimeni. Hristos îți spune, despărțit de Mine, nu o să faci nimic în lumea asta. Niciun război. Te invit să vii în față în timp ce recunoaștem că inima noastră este locul în care Hristos trebuie să fie locatarul suprem. Poate te zbați cu frica, cu deznădejdea, poate nu vezi cu claritate locul în care Hristos te vrea. Te chem în față. Aș vrea să capitulez. Vreau să capitulez astăzi, să știe și cerul și iadul că Hristos este Domnul vieții tale. Să știe și cerul și iadul că tu astăzi faci un legământ cu Hristos. Că problema ta e o încredințezi în Hristos. Că problema ta e o problemă a inimii. Eu sunt blând și smerit cu inima, spune Hristos.
De aceea îmi doresc ca în dimineața asta inimile să fie descuiate și Hristos să intre acolo. Îți dau inima mea, tot ce am ți-aduc, Iisus. Fă un pas al credinței și vino și încredințează frica ta, teama ta, deznădejdea ta înaintea lui Dumnezeu. Tot ce am aduc acum înaintea ta, de dragul tău, Iisus, tot ce eu visez și tot ce am aduc, renunț la dreptul meu ca viața ta s-o am. Ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Numai ție, Doamne. Vreau să repetăm prima strofă. Îți dau inima mea. Numai ție, Doamne. Mai cânta o dată o strofă în această cântare în care cunoaștem că tot ce putem să-i dăm Domnului este inima noastră. Te chem și pe tine care te lupți cu dependența, care te lupți cu durerea, pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei, înseamnă puteri noi pentru lucrători, înseamnă putere pentru cel care este păcătos. În lupta cu păcatul, în dimineața asta aici, deznădejdea, dependența, mânia, pornografia, autosatisfacerea, boala, deznădejdea, toate pot să cadă înaintea lui Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei, nu eu în inima mea, ci Hristos. De asta te chem și pe tine, vino în față. Este timpul să renunți la stilul tău de viață. Poate ești acel creștin căldicel. Trăiești doar pentru fațadă. E timpul să ne pocăim. Vino și tu înainte. Capitulează înaintea lui Hristos.
prin forțele mele nu voi reuși nimic. Despărțit de Hristos nu voi reuși. Lupta mea de unul singur este sortită eșecului. Fără râvnă și fără pocăință vom fi vărsați din gura lui Dumnezeu. E timpul să ne pocăim. De aceea te chem și pe tine în față. Doamne, îți dăm ție inima noastră. Avem nevoie de o inimă tăiată împrejur. Lucrează în biserica ta. Dacă ești aici în dimineața asta și simți bătaia Duhului Sfânt la ușa inimii tale, te rog să nu rămâi acolo, că s-ar putea să fie astăzi ultima chemare pentru tine. Astăzi când auzi glasul lui Hristos, nu te împietrei. Să știe și cerul și iadul că Hristos este Domnul. Să știe și martorii văzuți și nevăzuți că Hristos de astăzi înainte este Domnul tău. Duhul Sfânt te pune în genunchi, te aduce pe genunchi, nu te opune. Pentru că este o dimineață de har, în care Hristos e prezent, în care Duhul Sfânt lucrează. Doamne, îți dăm inima noastră. Doamne, vrem să te cunoaștem mai mult. Pocăiților, avem nevoie de pocăință și noi. Până astăzi cu farizeismul, până astăzi cu fățărnicia, vino și tu în față. Până astăzi am fost sarea care nu-și pierde, care-și pierde gustul. Până astăzi am fost oamenii care nu am vrut să aducem rod. Până astăzi am fost oamenii care am stat în umbră. Până astăzi, Doamne, nu te-am făcut de cunoscut. Să aduci puteri noi. Te rog să rupi lanțuri. Doamne, mustru dependențele în această dimineață. Mustru gândurile murdare și te rog să le faci să cadă. Mustrăm lipsa de speranță și te rog să faci să cadă. Doamne, te rog să aduci puteri noi. Te rog să restaurezi valorile acestor oameni. Te rog să restaurezi viziunea de viață. Doamne, lasă-i ca să aibă virtuțile pe care Duhul Sfânt le generează în inima lor. Mă rog pentru restaurarea determinării. Îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt este la lucru. Tu încă bați la ușa inimii noastre. Dacă ești aici și în timp ce mă rog, Duhul Sfânt ți-a vorbit și ție, aș vrea să închei rugăciunea, dar în inima mea ceva îmi spune că tu lipsești aici. Te rog să vii pe genunchi, pentru că vreau să cer putere din partea Domnului împreună cu prezbiterii pentru viața mea, pentru viața ta. Aș vrea să capitulez înaintea lui Hristos și să recunoști că singur nu te vei lupta cu păcatul și ai nevoie de Hristos. Că singur nu vei putea să faci lucrarea lui Hristos, ci doar prin Hristos.
Aș vrea să vii și să recunoști dependența ta de Duhul Sfânt. Public! Iar Dumnezeu onorează o inimă zdrobită și deschisă. El pătrunde în ea. Restaurează valorile tale. Restaurează viziunea ta. Restaurează virtuțile tale. Restaurează determinarea ta. Doamne, renunțăm la mândria noastră. De multe ori ne luptăm pentru dreptatea noastră și uităm că Tu iubești, Tu iubești umanitatea. De aceea Te rugăm să intri în inima noastră. Doamne, îți cer puteri noi peste oamenii ăștia. Îți cer eliberare de păcat. Îți cer eliberare de jugul robiei, de jugul deznădejdii, de jugul lipsei de speranță. Doamne, îți cer vedere clară. Cer prezența Duhului Tău cel Sfânt, cu roade, cu putere, cu puterea de a fi martor. Doamne, restaurează calitatea lor. De astăzi, ajută-i să fie martorii Tăi credincioși. Lucrează prin ei mai departe. Rupe legăturile. Rupe legăturile dependențelor. Doamne, mustrăm orice dependență. Fie că e vorba de mânie, fie că e vorba de gânduri necurate, pornografie și alte lucruri. Doamne, Te rog să le rup. Fie că este vorba de lipsă de putere. Doamne, Te rog să aduci putere nouă pentru lucrători. Dă-le cuvânt proaspăt. Dă-le puterea de a rămâne verticali în fața ispitei. Doamne, ajută-i Tu. Restaurează determinarea. Ajută-i să vadă cine au fost și cine sunt spălați în sângele Tău și locul în care Tu îi vrei. De aceea cer, Doamne, restaurarea puterii, a umblării. Binecuvintează-i Tu, Doamne. Îți mulțumesc pentru trezirea pe care Tu o faci în dimineața asta în seri la Betel, la finalul acestei seri. Vrem să ne deschidem inima și Tu să fii Domnul în ea. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vom continua închinarea noastră pe cântare. Dimineața asta Dumnezeu a rupt lanțuri. Dumnezeu a făcut o schimbare. Ceea ce facem aici are rezonanță veșnică, frații mei. Slavă Domnului! Este prezent aici, prin Duhul Lui cel Sfânt. Nu asta e normalitatea. Normalitatea zilor de astăzi este alta. Normalitatea nu sunt bisericile pline. Normalitatea este deznădejdea, este abandonul, este locul în care Dumnezeu nu mai vorbește. Suntem hăruiți. Dar să nu ne mândrim. Cu adevărat, Dumnezeu ne îmbogățește. De asta, clipa asta e importantă. Dimineața asta e unică. Pentru că e harul Lui. Nu merităm nimic. Noi cei de la Betel, nu merităm nimic. Hristos ne iubește. Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos în tine, nădejdea slavei. Asta înseamnă victoria asupra păcatului. Asta înseamnă curaj. Asta înseamnă că mâine cu Hristos vei reuși. Asta înseamnă cu adevărat o viață de succes. În mijlocul durerii și încercării, Tu să găsești sprijin în Dumnezeu. În mijlocul fricii, Dumnezeu să te restaureze. Încercarea e un sezon, dragul meu. E focul prin care aurul este curățit. Va veni ziua în care vei vedea strălucirea celui aur curățit prin foc. În mijlocul durerii există o sărbătoare. Există o sărbătoare și în pustie. Dumnezeu a instaurat prima sărbătoare a poporului Israel în pustie, în mijlocul deznădejdii. De aceea vom continua închinarea noastră prin cântare, recunoscând că El este Domnul.
Credeți acum la sfârșit, plin de credință, să ne chinăm, să ne încurajăm prin cântare, prin versurile care spun: Doamne, în Tine-i viața. Și haideți plin de bucurie să-i cântăm noi. Doamne, în Tine-i viața. Tu ești tot ce să fie Domnul. Mulțumim pentru dimineața asta. Mergeți și începeți săptămâna fiind niște creștini în flăcări pentru Hristos. Amin.